Salut! Bun venit la cursul de limbă engleză pentru începători! În această lecție vom învăța cum se formează comparativul în limba engleză. Comparativul este utilizat pentru a compara două obiecte, doi oameni sau două acțiuni. Comparativul se formează adăugând terminația er. De exemplu, tall, taller, tall, taller, înseamnă înalt și mai înalt. Acum să luăm un alt exemplu, late, later, late, later, înseamnă târziu și mai târziu. Și al treilea exemplu, hot, hotter. Hot, hotter. Înseamnă fierbinte și mai fierbinte. Și haideți să facem niște propoziții cu aceste cuvinte. John is taller than Andrew. John is taller than Andrew. Ioan este mai înalt decât Andrei. Acum să vedem o altă propoziție cu comparativul. James is going to meet her later at the gym. James is going to meet her later at the gym. James o va întâlni mai târziu la sală. Și să vedem și ultima propoziție. This coffee is hotter than the one on the table. This coffee is hotter than the one on the table. Această cafea este mai fierbinte decât cea de pe masă. În această lecție vom învăța cum se formează superlativul în limba engleză. Superlativul exprimă superioritatea unui obiect, a unei persoane sau a unei acțiuni. El se formează adăugând EST la forma simplă. Și haideți să vedem niște exemple. De la tall, înalt, se formează tallest, care înseamnă cel mai înalt. Tall, tallest. Acum să luăm un alt cuvânt, big, mare, și să formăm superlativul, biggest. Big, biggest, mare, cel mai mare. Și să luăm și un al treilea cuvânt, hot, care înseamnă fierbinte, și să adăugăm terminația EST și vom forma hottest, care înseamnă cel mai fierbinte. Deci hot și superlativul este hottest. Iar acum să formăm niște propoziții cu superlativul. The last joke got the biggest laugh. The last joke got the biggest laugh. La ultima glumă s-a râs cel mai tare. The tallest volcano on this island is long extinct. The tallest volcano on this island is long extinct. Cel mai înalt vulcan de pe această insulă nu mai este de mult activ. Și să vedem și ultima propoziție. It was the hottest August on record. It was the hottest August on record. A fost cel mai cald august de până acum. Verbul to be la timpul prezent.
să vedem cum arată persoana întâi singular. I am. I am. Eu sunt. Persoana a doua singular. You are. You are. Tu ești. Și persoana a treia singular. He, she, it, is. He, she sau it, is. El sau ea, iar it este neutru, este. Să vedem și pluralul. Persoana întâi, we are. We are. Noi suntem. Persoana a doua plural, you are. You are. Voi sunteți. Și persoana a treia plural, they are. They are. Ei sau ele sunt. Și haideți să vedem și niște exemple de propoziții. Să vedem prima propoziție. What am I supposed to do? What am I supposed to do? Ce ar trebui să fac? We are at home and we watch TV. We are at home and we watch TV. Suntem acasă și ne uităm la televizor. She is a very tall woman and has trouble finding the right clothing. She is a very tall woman and has trouble finding the right clothing. Ea este o femeie foarte înaltă și are probleme în a-și găsi haine potrivite. Și să vedem și ultima propoziție. You are never too old to learn. You are never too old to learn. Nu ești niciodată prea bătrân ca să înveți. Verbul to have la timpul prezent. Să vedem cum arată persoana întâi singular. I have. I have. Eu am. Persoana a doua singular. You have. You have. Tu ai. Persoana a treia singular. He, she sau it has. He, she, it la neutru, has. El sau ea are. Și pluralul, persoana întâi, we have. We have. Noi avem. Persoana a doua plural, you have. You have. Voi aveți. Și persoana a treia plural, they have. They have. Ei sau ele au. Și acum să vedem propozițiile. You will reap what you have sown. You will reap what you have sown. Veți culege ceea ce ați semănat. I have no recollection of meeting her before. Să repetăm. I have no recollection of meeting her before. Nu mă amintesc să fi întâlnit-o înainte. He has transmitted the report to us. He has transmitted the report to us. El ne-a transmis raportul. Și ultima propoziție, they have to reduce expenses this year. They have to reduce expenses this year. Ei trebuie să reducă cheltuielile anul acesta. Întrebările care încep cu do și does. Întrebările care au verbul la prezentul simplu și care nu conțin verbul a fi sau un verb auxiliar,
încep cu do sau does și ele vor avea verbul principal la forma sa de bază, adică cea fără tu. Subiectul și verbul principal nu vor fi inversate în acest caz. Și haideți acum să vedem un exemplu. James drinks a coffee. Deci aceasta este forma afirmativă a propoziției. James bea o cafea. În acest caz, subiectul și verbul se află pe locul 1. James drinks. Și apoi urmează restul propoziției, a coffee. Acum să vedem forma interrogativă a acestei propoziții. Does James drink a coffee? Does James drink a coffee? James bea o cafea? În acest caz, îl avem pe does, care este la persoana a treia, singular, pe locul 1. Subiectul și verbul, James drink, ajung pe locul al doilea și ele nu sunt inversate, iar drink este la forma de bază a verbului, deci forma fără tu. Deci nu mai este drinks, ci este drink. Deci interrogativul este does James drink a coffee? James bea o cafea? Întrebări formate cu verbele auxiliare. În cazul întrebărilor formate cu verbele auxiliare have, will și could, subiectul și verbul auxiliar sunt inversate. Verbul principal va rămâne la locul său. Și haideți acum să vedem exemplele. Anna has read the book. Anna a citit cartea. Aceasta este forma afirmativă a propoziției. Acum să vedem forma interrogativă a propoziției. Has Anna read the book? Has Anna read the book? Anna a citit cartea. În acest caz, avem auxiliarul has pe locul întâi. Subiectul se află pe locul al doilea, Anna. Iar verbul principal, read, rămâne la locul său. Has Anna read the book? Anna a citit cartea. Întrebări cu be la timpul trecut. În cazul în care avem întrebări la timpul trecut, în care se folosește verbul a fi, to be, subiectul și verbul vor fi inversate. Și haideți acum să vedem exemplele. Să luăm întâi exemplul propoziției la afirmativ. Frank was prepared. Frank era pregătit. Și acum să vedem forma interrogativă. Was Frank prepared? Was Frank prepared? Frank era pregătit? După cum vedeți, subiectul și verbul was sunt inversate. Deci Frank și was sunt inversate. Was Frank prepared? Frank era pregătit? Întrebări formate cu be. În cazul întrebărilor care folosesc verbul a fi, to be, verbul este așezat înaintea subiectului. Haideți să vedem exemplele. She is French. She is French. Ea este franțuzoaică. Deci avem verbul is la timpul prezent. La afirmativ, subiectul se află în fața verbului. She se află în fața lui is, care este la timpul prezent. La interrogativ, subiectul se află după verb. Deci primul este verbul și urmează după el subiectul, she. Is she French? Is she French? Ea este franțuzoaică?
Deci avem afirmativul she is French. She este pe locul întâi și este subiectul. Is este pe locul al doilea și este verbul, este predicatul. Iar la interrogativ, inversăm aceste două cuvinte și vom avea is pe locul întâi, deci predicatul, verbul din propoziție este pe locul întâi și subiectul, she, adică ea, se află după verb, deci pe locul al doilea. Is she French? Is she French? Întrebările care încep cu did. Întrebările la trecutul simplu, fără verbul a fi sau un verb auxiliar, încep cu did și vor avea verbul principal la forma sa de bază, deci fără tu. Infinitivul fără tu. Subiectul și verbul nu vor fi inversate în acest caz. Și haideți să vedem și exemple. Dora wrote a letter. Dora a scris o scrisoare. Wrote este la trecutul simplu. Și acum să vedem și forma interrogativă. Did Dora write a letter? Did Dora write a letter? Dora a scris o scrisoare. Să vedem ce constatăm la forma la forma interrogativă a propoziției. Did, care este la trecutul simplu, apare acum pe locul întâi, iar subiectul și cu verbul, Dora și write, apar acum pe locul al doilea. Iar verbul principal, write, apare la forma de bază, deci forma fără tu, write, deci nu mai apare ca wrote, ca în cazul propoziției afirmative, ci apare ca write, deci la forma de bază, în timp ce did este la trecutul simplu acum. Deci la afirmativ, wrote era la trecutul simplu și acum did va fi la trecutul simplu, iar write va fi la forma de bază. Did Dora write a letter? Did Dora write a letter? Întrebările care încep cu do și does. Întrebările care au verbul la prezentul simplu și care nu conțin verbul a fi sau un verb auxiliar încep cu do sau does și ele vor avea verbul principal la forma sa de bază, adică cea fără tu. Subiectul și verbul principal nu vor fi inversate în acest caz. Și haideți acum să vedem un exemplu. James drinks a coffee. Deci aceasta este forma afirmativă a propoziției. James bea o cafea. În acest caz, subiectul și verbul se află pe locul 1. James drinks. Și apoi urmează restul propoziției, a coffee. Acum să vedem forma interrogativă a acestei propoziții. Does James drink a coffee? Does James drink a coffee? James bea o cafea. În acest caz, îl avem pe does, care este la persoana a treia, singular, pe locul 1. Subiectul și verbul James drink ajung pe locul al doilea și ele nu sunt inversate, iar drink este la forma de bază a verbului, deci forma fără tu. Deci nu mai este drinks, ci este drink. Deci, interrogativul este Does James drink a coffee? James bea o cafea?
Întrebări formate cu verbele auxiliare. În cazul întrebărilor formate cu verbele auxiliare have, will și could, subiectul și verbul auxiliar sunt inversate. Verbul principal va rămâne la locul său. Și haideți acum să vedem exemplele. Anna has read the book. Anna a citit cartea. Aceasta este forma afirmativă a propoziției. Acum să vedem forma interrogativă a propoziției. Has Anna read the book? Has Anna read the book? Anna a citit cartea. În acest caz, avem auxiliarul has pe locul întâi. Subiectul se află pe locul al doilea, Anna. Iar verbul principal, read, rămâne la locul său. Has Anna read the book? Anna a citit cartea. Întrebări cu be la timpul trecut. În cazul în care avem întrebări la timpul trecut, în care se folosește verbul a fi, to be, subiectul și verbul vor fi inversate. Și haideți acum să vedem exemplele. Să luăm întâi exemplul propoziției la afirmativ. Frank was prepared. Frank era pregătit. Și acum să vedem forma interrogativă. Was Frank prepared? Was Frank prepared? Frank era pregătit? După cum vedeți, subiectul și verbul was sunt inversate. Deci Frank și was sunt inversate. Was Frank prepared? Frank era pregătit? Întrebări formate cu be. În cazul întrebărilor care folosesc verbul a fi, to be, verbul este așezat înaintea subiectului. Haideți să vedem exemplele. She is French. She is French. Ea este franțuzoaică. Deci avem verbul is la timpul prezent. La afirmativ, subiectul se află în fața verbului. She se află în fața lui is, care este la timpul prezent. La interrogativ, subiectul se află după verb. Deci primul este verbul și urmează după el subiectul, she. Is she French? Is she French? Ea este franțuzoaică? Deci avem afirmativul, she is French. She este pe locul întâi și este subiectul. Is este pe locul al doilea și este verbul, este predicatul. Iar la interrogativ, inversăm aceste două cuvinte și vom avea is pe locul întâi, deci predicatul, verbul din propoziție este pe locul întâi și subiectul, she, adică ea, se află după verb, deci pe locul al doilea. Is she French? Is she French? Întrebările care încep cu did. Întrebările la trecutul simplu, fără verbul a fi sau un verb auxiliar, încep cu did și vor avea verbul principal la forma sa de bază, deci fără tu. Infinitivul fără tu. Subiectul și verbul nu vor fi inversate în acest caz. Și haideți să vedem și exemple. Dora wrote a letter. Dora a scris o scrisoare. Wrote este la trecutul simplu. Și acum să vedem și forma interrogativă. Did Dora write a letter? Did Dora write a letter? Dora a scris o scrisoare. Să vedem ce constatăm la forma interrogativă a propoziției.
Did, care este la trecutul simplu, apare acum pe locul întâi, iar subiectul și cu verbul, Dora și write, apar acum pe locul al doilea. Iar verbul principal, write, apare la forma de bază. Deci forma fără tu. Write. Deci nu mai apare ca wrote, ca în cazul propoziției afirmative, ci apare ca write, deci la forma de bază, în timp ce did este la trecutul simplu acum. Deci la afirmativ, wrote era la trecutul simplu și acum did va fi la trecutul simplu, iar write va fi la forma de bază. Did Dora write a letter? Did Dora write a letter? Folosirea verbului modal should pentru a da un sfat. Verbul modal should se folosește atunci când vorbitorul vrea să facă o sugestie hotărâtă. Și haideți să vedem exemplul. It's cold outside. You should wear the gloves. It's cold outside. You should wear the gloves. Este frig afară, ar trebui să porți mănușile. Și haideți să ne uităm la propoziție. Avem aici should, iar acest should apare înainte de sugestie. Deci sugestia, wear the gloves, deci să porți mănușile, apare după acest verb modal. Iar dacă ne uităm la wear, vom constata că should este urmat de forma de bază a verbului principal, a purta mănușile. Wear, deci apare la forma de bază a verbului, fără tu. So, it's cold outside, you should wear the gloves. Folosirea verbului modal could pentru a exprima un sfat. Could se folosește pentru a sugera o soluție la o problemă sau a prezenta un posibil curs de acțiune, fără însă a-l recomanda neapărat. Și haideți să vedem exemplul. My phone battery is dead again. Și acum vine răspunsul. You could buy a new phone. Deci, bateria telefonului meu s-a descărcat din nou. Iar sfatul este, ai putea să-ți cumperi un telefon nou. Deci, în acest context, could indică o alegere care ar putea rezolva problema, dar nu este neapărat recomandată, nu este neapărat obligatoriu să procedezi în felul acesta. Deci, my phone battery is dead again. You could buy a new phone. Folosirea verbului modal ought to pentru a exprima un sfat. Ought to este folosit pentru a spune ar trebui într-un mod mai formal. Ought to se folosește rare ori la forma negativă sau la cea interrogativă. Și haideți să vedem și exemplul. You ought to read the book. You will need it for your exam. Ar trebui să citești cartea, vei avea nevoie de ea la examen. Ought to reprezintă o exprimare mai formală a lui should. Deci am putea spune și you should read the book. Folosirea lui had better pentru a da un sfat. Had better se folosește pentru a da un sfat foarte important sau urgent și care, dacă nu este urmat, poate avea consecințe negative. Și haideți să vedem și un exemplu. You had better hurry up. The train is leaving. You had better hurry up. The train is leaving. Ar trebui să te grăbești. Pleacă trenul. Sau avem și forma prescurtată you'd better. You'd better. Și haideți să vedem exemplul. You'd better take your umbrella. It is going to rain.
You'd better take your umbrella. It is going to rain. Ar fi bine să îți iei umbrela cu tine. O să plouă. Folosirea lui if I were you pentru a exprima un sfat. If I were you se folosește pentru a da sfaturi în propozițiile condiționale de tip 2. Sfatul este exprimat folosind I would. Haideți să vedem exemplul. If I were you, I wouldn't do that. If I were you, I wouldn't do that. Dacă aș fi în locul tău, nu aș face acest lucru. Dacă ne uităm la if I were you, vom observa că în această situație vom folosi were, nu was, cum s-ar folosi de obicei. Dacă ne uităm mai departe la would, would este folosit pentru a da sfatul, deci după would urmează sfatul pe care dorim să îl dăm. Iar sfatul, do that, este plasat după would. Deci sfatul urmează întotdeauna după would. If I were you, I wouldn't do that. Perfectul prezent simplu. The present perfect simple. Prezentul perfect simplu este folosit pentru a vorbi despre evenimente petrecute în trecutul recent și care au încă efect asupra momentului prezent. Prezentul perfect simplu este format din auxiliarul to have, adică has sau have, urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. Prezentul perfect poate fi folosit pentru a vorbi despre trecut în diverse moduri. Spre exemplu, poate vorbi despre un eveniment care a început în trecut și este încă în desfășurare. Haideți să vedem un exemplu. David has gone on a trip to Denmark. David has gone on a trip to Denmark. David a plecat într-o călătorie în Danemarca. Deci, călătoria a început în trecut, dar, momentan, David mai este încă în Danemarca. Deci, călătoria este încă în desfășurare. Astfel, evenimentul care a început în trecut este încă în desfășurare și din acest motiv s-a folosit prezentul perfect. Poate fi folosit și pentru a oferi vești sau informații noi. Hi, I have arrived home. I opened the door 5 minutes ago. Să repetăm. Hi, I have arrived home. I opened the door 5 minutes ago. Salut! De-abia am ajuns acasă. Am deschis ușa acum 5 minute. Deci, prin aceasta, eu îmi anunț familia că tocmai ce am ajuns acasă. Prezentul perfect poate fi folosit și pentru a vorbi despre o acțiune repetată care continuă să se întâmple pe o anumită perioadă de timp. Haideți să vedem exemplul. I have gone to the doctor every month ever since the pandemic began. I have gone to the doctor every month ever since the pandemic began. Am mers la medic în fiecare lună de când a început pandemia. Deci, este vorba de o acțiune repetată, și anume că am mers în fiecare lună la doctor. Și această acțiune se întâmplă pe o anumită perioadă de timp, deci pe perioada pandemiei. I have gone to the doctor every month ever since the pandemic began. Perfectul prezent se folosește împreună cu indicatorii temporali nedefiniți, cu ever, yet, already, never, before.
El nu se folosește niciodată cu indicatori temporali definiți, cum ar fi yesterday, last Sunday, a year ago. Haideți să vedem și un exemplu. He has already read that book. He has already read that book. El a citit deja acea carte. Să vorbim acum despre substantivele colective. Cum spunem acest lucru în engleză? The collective nouns. Să începem prin a înțelege ce sunt aceste substantive colective. Ele apar la forma de singular, dar se referă la un anumit număr de persoane sau de obiecte văzute ca și un grup. Spre exemplu, familia, echipa, orchestra, juriul, mulțimea, audiența sau comitetul sunt toate exemple de substantive colective. Deci care se referă la un grup de persoane sau de obiecte, văzute ca și grup. Substantivele colective se folosesc de cele mai multe ori cu un verb la singular. Există însă și cazuri în care verbul este la plural. Și haideți să vedem niște exemple. Dacă subiectul se referă la o structură singulară, atunci forma verbului va apărea la singular. Și haideți să vedem propoziția: The orchestra will have a new conductor. The orchestra, substantivul colectiv orchestra, will have a new conductor. Orchestra va avea un nou dirijor. Deci, în acest caz, folosim verbul la singular, deoarece orchestra este privită ca o structură singulară. Dacă însă subiectul se referă la o colecție de indivizi, atunci forma verbului va apărea la plural. Și haideți să vedem exemplul: The orchestra are feeling excited about the concert. The orchestra are feeling excited about the concert. Orchestra se simte entuziasmată de concert. Aici, the orchestra, care este subiectul, este privită ca o colecție de indivizi, de persoane, și din acest motiv, verbul apare la plural, are feeling. Deci nu spunem the orchestra is feeling excited about the concert, ci the orchestra are feeling excited about the concert, pentru că ne gândim la indivizi ca și o colecție de indivizi, ca un grup de indivizi, indivizi separați. Acum să vorbim despre verb la prezentul simplu. Să vedem cum se spune verbul la prezentul simplu. The verb, the present simple. The verb, the present simple. Și haideți întâi să vedem ce este prezentul simplu al verbului. Prezentul simplu este folosit pentru a face afirmații simple, pentru a descrie lucruri care sunt considerate a fi întotdeauna adevărate și pentru a vorbi despre lucruri care se întâmplă în mod repetat. Acum haideți să vedem cum se formează prezentul simplu al verbului. Prezentul simplu al majorității verbelor se formează folosind forma de bază a verbului, adică infinitivul fără tu. Există însă și o excepție. La persoana a treia singular se formează adăugând la forma de bază un S. Deci persoana a treia singular constă din forma de bază, deci fără tu, și un S. Și haideți să vedem un exemplu. He, she, it writes. Deci acest S
este pentru persoana a treia singular. El, ea și it este neutrul, scrie. He, she, it writes. Deci acest S indică persoana a treia singular a verbului. Și haideți acum să vedem cum arată verbul la singular și la plural la fiecare dintre persoane. Să începem cu persoana întâi singular. I write. Eu scriu. Deci write este forma verbului fără tu. Persoana a doua singular. You write. You write. Tu scrii. Persoana a treia singular, cea despre care tocmai am vorbit, he, she, it writes. El, ea și it este neutrul, scrie. Persoana a întâia, plural. We write. We write. Noi scriem. Persoana a doua, plural. You write. You write. Voi scrieți. Și persoana a treia, plural, they write. They write. Ei scriu. Iar acum să vedem niște propoziții. Să începem cu prima propoziție. I write a letter to my sister. Să repetăm. I write, deci este forma verbului fără tu. I write a letter to my sister. Și asta înseamnă îi scriu o scrisoare surorii mele. Să vedem acum a doua propoziție. George reads a book. George reads a book. George citește o carte. Și haideți să vedem ce este cu verbul acesta. Deci, reads este la persoana a treia, singular. El, George. Și reads este format din read, deci din verbul to read, fără to, read, și la care adăugăm s-ul. Deci avem forma reads la persoana a treia, singular. George reads a book. George citește o carte. Dennis drinks, iarăși avem s-ul, pentru că e persoana a treia, singular, a coffee every morning. Dennis drinks a coffee every morning. Dennis bea o cafea în fiecare dimineață. Henry plays with his dog in the garden. Henry plays, iarăși avem s-ul adăugat la forma simplă a verbului, fără tu, plays cu s, with his dog in the garden. Henry se joacă cu câinele său în grădină. Tina gives, din nou avem s-ul, că e persoana a treia singular, Anne a pen. Să reluăm. Tina gives Anne a pen. Tina îi dă Anei un stilou.